O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Ca și limba română, ca și literatura română, mentalitatea urbană a compatrioților noștri este o invenție destul de recentă. De aici irepresibila nevoie colectivă de a fantasma asupra vechimii tuturor acestor entități. Acolo unde tradiția este tânără, acolo unde legitimitatea nu se bucură de prestigiul dat de o origine îndepărtată și documentabilă, aparatul fantasmatic se pune în mișcare și lucrează neobosit, acoperând prin ficțiune absența unei realități talecvale. Dacă mare lucru nu este, punem de la noi, strat peste strat, generație după generație, înlocuind realitatea cu povestea. Și nu e deloc rău, cred. Pe vremea când marele oraș occidental își definea profilul, Bucureștii nu erau decât un târgșor obscur pe care niciun observator serios nu l-ar fi creditat cu statutul de urbe. Până și Curtea Veche, reședința voievodală, avea aparența unei improvizări arhitecturale nedemne de titlul pompos pe care îl purta. De atunci, până la înnobilarea Bucureștilor drept capitala tânărului stat român în epoca modernă și până la reconstruirea destul de haotică a acestora pe modelul apusean, au trecut câteva sute de ani. Orașul a crescut, edilii au început să-i acorde din ce în ce mai multă atenție, sporindu-l. În epoca interbelică, Paul Morand l-a supranumit Micul Paris și chiar dacă Bucureștii nu s-au apropiat niciodată de alura unui autentic burg occidental, amestecul de Orient și apus le-a conferit acestora un farmec indiscutabil, de care mulți s-au îndrăgostit. De aceea, legendele Bucureștilor pot fi mai substanțiale în calitatea lor de spațiu al fantasmelor și ficțiunii decât silueta reală a orașului. De aceea, istoria orașului, cea legendară și literaturizată, poate constitui un excelent și fecund pretext pentru scritorii dornici de fabulos și amatori de reconstituiri fantastice. Mateiu Caragiale a fost poate cel mai important dintre acești îndrăgostiți de aura mitică a Bucureștilor. Mircea Eliade nu a rămas nici el insensibil în fața farmecului tihnit al orașului interbelic, în al cărui spațiu a dorit să vadă vatra unor mistere adânci și fabuloase. Ajutat de imensa lui imaginație poetică, Tudor Arghezi a fantasmat în voie pe seama istoriilor bucureștene. Mai realist și bine documentat antropologic, Eugen Barbu a reconstituit povestea unui București al Mahalalei, spațiu al marginalilor și declasaților, dar foarte specific pentru un anumit profil al vechilor locuitori. Mai recent, Mircea Cărtărescu ne-a redat și el, prin novela Zaraza, dreptul de a visa la un București interbelic, apropiat prin șarmul său mistic de acel Buenos Aires al cuțitarilor gaucho nemurit de Borges. Iată însă că nici istoricii profesioniști nu rămân imuni în fața potențialului literar pe care Bucureștii îl oferă. Astfel, tânărul istoric Adia Majuru a scris un roman de debut, Destinul din oglindă, în care nu pot să nu văd o carte dificil de clasat, căci este un melanj savant de realitate și ficțiune. Destinul din oglindă este un volum apărut la editura Paralela 45 de la Pitești. Romanul ca atare câștigă foarte mult prin ilustrațiile ingenios alese ce întovărășesc inspirat alegațiile fanteziste și referirile istorice stricte ale autorului. Adrian Majuru, recunoscându-și modele și influențe precum Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, Crai de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, Peisaj pictat cu ceai de Milorad Pavic și Enciclopedia morților de Danilo Kiș, are inteligența să se înscrie într-o tradiție literară venerabilă și extrem de iubită de cititori. Venind cu acribia insului care stăpânește arta căutatului în arhive și fiind stăpânit de nobila curiozitate de a cerceta istorii umane excepționale provenite din rândul locuitorilor periferiei, el înnobilează practic un gen rar la noi, narațiunea ficțională cu substrat documentar. Romanul său, Destinul din oglindă, reprezintă abia un prim episod al acestei redutabile modalități de a reconstitui povestea unui oraș, Bucureștii, ce încă fascinează pe mulți. Le așteptăm cu interes și pe următoarele, căci asemenea documente, pe jumătate obiective, pe jumătate structuri ficționale, au marele avantaj de a trezi imaginația și de a stârni solidaritatea fantasmatică a publicului instruit.